Domnule, unde ești? Stai, mă, lasă peștele. Am revenit în direct. De mâine avem din nou o rubrică de beauty cu care v-am obișnuit în sezoanele precedente. Alături de noi, fetele de la Style Master. Bună dimineața, fetelor! Bună dimineața! Cristina, n-ai venit numai cu fetele, ai venit și cu un nou coleg, cred că, nu? Da, nu este atât de nou, cred că voi nu-l cunoașteți, lucrează de câteva luni la noi și abia acum încearcă să înțeleagă mai bine arta și ceea ce se petrece la noi în salon. El are înclinații, are aptitudini și își dorește foarte mult și cred că asta înseamnă cel mai mult în această meserie. El se numește? Costel. Costel. Bine ai venit la noi. Cum te simți într-o atâtea doamne și domnișoare la salon? Ok. Eu cred și eu. Cum te simți, colegul? Băi, dacă tot e bine, că bine că deci dacă mă duc și mă tunde Costel, bine nu mă tunde Dorel, că ar putea să fie o problemă. Costel e tot ce trebuie. Și sună bine și arată bine. Costel, Costel, cu ce te... Care este îndelenicirea ta de bază? Ce-ți place cel mai mult? Ce-mi place cel mai mult? Să fac sport și îmi place să muncesc. Da, la salon. Să muncești la salon acolo. Că nu știu dacă te pun fetele să vă sport la salon, dar coafezi. Păi colegul, cum mai putea să-l coafezi la freza lui de 4 mm? Sau un... Pe mijloc. Pe mijloc. Pe mijloc cam, și ți-a cam 4... Cam cât ți-a ție să-l tunzi? Zic, declară. A zis că 5 minute, deci jumătate de oră. Dacă tu îl pe el în jumătate de oră, mă apuc, mâine mă duc și mă scriu la Cristina și o rog să mă angajeze și pe mine vreo 2 ore acolo. Că... 20 de minute aproximativ. Dar trebuie să stea să-mi povestească la client. 10 minute îi pui prosopul ăla la gând sau cum nu, se? Are un sistem pe cuvânt. Deci am fost plăcut impresionat. După ce, cum se numește aia de pui la gât? Zi. Talangă. Talangă. Bandă. Căzuca de părul pe tine. Bandă și pelerină. O pelerină. Da. Și peste pelerină au un sistem, acum, zi cum... E o bandă. O bandă ca să nu cadă părul. Protejează. Pentru prima dată am văzut chestia asta. Bine că nu ești pelerina din salon, că după aceea... Îți spune pelerina, îți spune aia, povestește la client, mai stă, așa se face. Nu rugăm pe Cristina să ne prezinte fetele în ordine descrescătoare, crescătoare, alfabetică, de la stânga la dreapta. Hai să ne cunoaștem. Sau în ordine a vechimii. Sau a vechimii, cum vrei tu, Cristina? Cea mai veche colega noastră este Mariana, care este alături de mine, nu de toată lumea, de când am început. Mariana, fac cu mâna să te știe lumea, așa, și Mariana, spune-ne și tu ceva, dragă. Chiar dacă nu ești pregătită, că vedem lucrul ăsta. Nu a dormit rău, nu ți-a spus. Da, mulțumim, foarte mărmăreață, Mariana. Nu, să ne spune cu ce se ocupă la salon. Nu, eu vreau să vreau, Mariana, dacă și cu clienții vorbește așa mult, o să doarmă ea în scaunul acolo. Nu sunt foarte vorbăreață de obicei. Nu? Da, te întreabă lumea, domnule, dar totuși ce-mi faceți acolo? Îmi explicați, îmi faceți un desen, da? Și le explici atunci. Da. Dar tu la salon ce te ocupi? De machiaj, nu? Nu doar machiaj. Tratamente faciale, epilat, pensat, vopsit, manicură. De toate știe Mariana. Și eu cred că nu știe să vorbească. Ce chestie? Păi, dragă, următoare. Următoarea este Adriana. Adriana. Bună dimineața. A, bravo, Adriana. Bine v-am regăsit. Și Adriana, spune-ne și tu. Ce să vă spun? Eu cresc cu mare drag în salonul Cristinei la Master și chiar mă bucur, nu am lucrat în altă parte decât doar la ea și mă bucur că am cunoscut-o. Și tu ce faci acolo? La Dumnezeu că mi-a dat zile până acum și am prestat o meserie foarte frumoasă și vreau să o mi-o prestez în continuare cât mai frumos. Și ce faci acolo la salon? Ce fac eu? Coafez, tund, fac manicură, pedicură și ce să fac? Le fac... pe placul oamenilor să fie cât mai ok, să și fie... Și te mai vorbăreață ca Mariana, nu? Eu mă cred, dacă vrei, știi că nu mă plictisesc. Este o fană a emisiunii noastre, da. Nu pierde nimic. Da. Eu am mai fost la voi. Și te rog să prezinți pe altă fană a emisiunii noastre. Te rog să prezinți tu, frizerița, ca să zic așa. Da. Am prezentat-o și eu poza. Acum o vedeți și live. Da. Da. La noastră Daniela. Bine v-am găsit. Cea mai veselă colega noastră. Eu-s mascota salonului. Frate, le băgați degetele în priză. Da. Daniela, de ce? Daniela, care ne face pe noi să facem așa cu mâna pe ecran. Nu zicem de ce, că după aia știi tu cum e cu dimineața. Da, m-am uitat dimineața să fac da, cu mâna. Da, sunt fanul vostru. Vă urmăresc în fiecare zi. Și ai o deosebită plăcere de a-l tunde pe colegul meu odată la 4 luni, când îi crește și lui părul. Am o deosebită plăcere să tund pe toată lumea care vine la mine pe scaun. Nu numai. Dar din ăștia ca și colegul mai vin așa care... Normal că vin. Tu tunzi numai bărbați sau și nu. Eu sunt coafeză și îmi place să tun și bărbați. Dar care e diferența între coafeză și frizeriță, de exemplu? Mare diferență. Frizerița tunde numai bărbații și îi bărbieresc,
iar coafeza tunde doamnele și le coafează. Deci asta este diferența. Și te și coafeză și frizeriță. Da. Am înțeles. Deci înseamnă că pe mine nu mă barberește nimeni dacă doresc. Sau știe careva. De coafat eu cum ești coafat. Te coafează această propoziție. Sunt în salonul Cristinei de 3 ani și ceva. Da. Prestez meseria cu drag, dar o am de 17 ani și de 17 am fost, ani? Da, am fost binevenită și îmi place de foarte mult. De voi să te întreb, dacă ai așa mare experiență, care a fost cea mai ciudată cerere din partea unui client în această lungă carieră ta? Cea mai ciudată da, cerere? Da, care ți-a părut ție ce vrea asta, să tund la chelie cu briciu. Bună, deci da. Asta a fost o experiență acolo. Inedită și costisitoare. Deci și chiar, nu prea ușor de făcut. Nu. Eu lucrez cu briciu de ani de zile și oricum mi-a ieșit, nu pot să zic că mi-a ieșit dar chiar cu brio. Cât a durat? Cred că o oră. Trebuie să dai cu briciu pe chelia unui om, apropo de chelie. Da. Te zi la cu chelia, că mi-ai zis bancul, dar nu mai țin minte. De câte tipuri e o chelie? Nu? Da, de, câte de câte tipuri e o chelie? Nu știu, la deasă... Chelie cu păr și chelie fără păr. Da, bună! Filmele. A fiecare își face filmele. Deci acum, deci cu briciu. Da. Interesantă chestia cu briciu. E foarte interesantă. Ele tuns întâi cu mașina? Nu, pentru că pe vremea respectivă nu erau mașini de tuns. Adică erau, dar nu aveam eu și eram la începutul carierei mele. Dar nu tuns măcar mai scurt cu farfeca să nu te apuci. Păi nu, le-am tuns foarte scurt cu farfeca. Și după aceea te-ai apucat cu briciu. Și da. Deci și de atunci n-a mai venit niciunul să-l mai tuns cu briciu. Ba da, dar a fost singurul care l-am tuns cu briciu în viața mea. Deci a fost singura experiență care a fost cea mai ciudată, după cum ai întrebat. Da, din astea cu avioane, cu creste. Bine, avem diverse. Să le scrii, nu știu ce, da, să le faci. Da, liniuțe și... A, deci există. Bun. Cristina, mai departe? Mai departe, colega noastră, Simona. Simona? Bună. Tu? Eu... Ce faci în salon? Sunt la cosmetică și foarte mult ajut la coafor, îmi place tot ce se întâmplă acolo. Deci, practic, cosmetică și... Am grijă de fete, le fac tot cafea. Oh, bun. Să fie bine dispuse. Simona este mama noastră. Bun. Trebuie să și lucrul ăsta când am nevoie... Cu mare drag ajut și dacă pot... Întotdeauna într-un salon trebuie să fie și cineva mai liniștit. De o familie. Da, aia este echilibrul salonului. Așa e? Da. Întotdeauna o să rea că e mai liniștit. Întotdeauna când intervine ceva neplăcut, ea este persoana care calmează totul. Deci Simona la cosmetică. Pe Costel l-am prezentat și de el o să-l auziți multe în anii viitori. Dar ce are de gând Costel să facă? Spune-ne. Este foarte talentat. Deci, o persoană care începe în prima lună într-un salon și are curajul să facă o frizură de seară pentru că el și-a închipuit-o și poate să o realizeze, înseamnă că are talent, nu experiență. Foarte este tare. Foarte important. Deci ai făcut frizuri de seară pentru... Da, pentru cliente care vin de foarte mult timp în salon, care erau foarte pretențioase și cărora le-a ieșit foarte bine și au fost mulțumite. Dar Cristina, acum tu care ai o experiență în domeniul ăsta, cum se simte o femeie când îi face freza un bărbat? Eu cred că se simte foarte bine. Da, bun. I-am întrebat, dar n-am zis nimic altceva. Se simte mai sigură sau se simte mai sigură atunci când este făcută de o femeie coafor? Nu, eu cred că se simte mai sigur atunci când este făcută de un bărbat, pentru că vede coafura prin ochiul sexului opus. Da, acum aș face o paralelă. Bine, e un pic deplasat, e ca la ginecolog. Majoritatea merge să fie ginecologul bărbat. E mai sigur când mergi la nașteri, la de-astea. Zici da. Tu? Da. Fața tău ce este ginecologul? Ginecolog? Stai că n-a născut. N-a născut, da. A, nu ai. A tu instalator sau ce? Da. Ginecolog. Dragă, este el dânsul el. Sau? El. Ai văzut? Da, uite, nu știu că e chiar așa și cu chestia asta. Și Claudia, care nu este colega noastră, dar care este prezentă mai tot timpul la noi în salon și este... E ca și colega ca voastră. Ca și colega noastră. Persoana pe care ne bazăm tot timpul atunci când avem prezentări, atunci când avem emisiuni, este modelul nostru cu care lucrăm extraordinar de bine.
cea care astăzi o vedeți blondă, mâine roșcată, poimâine brunete și o mai recunoașteți. Care ne-a promis că va fi blondă o perioadă mai lungă pentru a putea să-și crească părul. Eu am văzut într-o zi cu trei culori diferite. Da, cred, cred. Oricum, ea a avut cea mai curajoasă, să spun, ținută la târgul de nunți. Au, i-a arătat de aminte de mireasa negru. Da. A fost mireasa dezbrăcată, bă, nu negru, că negru ca negru. Ca aia, nu, a fost mireasa nu mai deosebită mireasă, da. Mireasa de toată lumea. A uitat lumea despre... Lumea care era acolo a uitat despre ce era vorba. Claudia, care a fost cea mai ciudată coafură care ți-ai făcut-o vreodată? Chilie. N-am vrut să zic, da, n-am. Da? Da, ai fost și 0-0. Da, chiar rază în cap. Da, ai vrut tu? Da. Foarte bine. Înainte să merg la Cristina la salon, am avut o problemă cu un salon și nu mi-a convenit. Și te-ai enervat? Și m-am enervat și m-a rază în cap. Ca să fii sigură că da, nu mai sunt probleme. Da. Spune-ne, Cristina, ce o să vedem începând de mâine în fiecare vineri? Dar chiar mâine ce o să vedem? Da, începând de mâine. Începând de mâine o să vedeți emisiuni cu tot ceea ce am reușit să culegem noi în materie de înfrumusețare, ceea ce nu a mai fost prezentat până acum, pe cât putem, prin care să informăm persoanele care sunt interesate să încerce altceva, să încerce noutățile pe care le citesc sau pe care le văd la televizor, să poată veni la noi în salon și să vadă într-adevăr despre ce este vorba. Cristina, poate să vină cineva la tine și să zică: doamna Cristina, eu l-am văzut-o pe aia cum o cheamă, lui Pisurcă sau pe Loredana Chivu sau pe nu mai știu care, cu o freză a mea, puteți face și mie. Se poate așa? Pentru că lumea nu știe să-ți explice, dar zice, nu știu cum. Da, foarte multe persoane vin cu fotografii, ne arată, dar trebuie să corespundă la frizură cantitatea de păr. Am înțeles. Deci nu e chiar așa simplu că faci ca și... Nu. Se poate, dar nu iese neapărat același rezultat. Dacă totul corespunde, părul, structură, cantitate, poate să iasă la fel. Dar în cazul în care nu corespund aceste lucruri, ia să aproximăm. Bun, și acum întreb pe toată lumea de aici. Care sunt cele mai ciudate sau cererile care vă fac să zâmbiți de la anumiți clienți sau cliente? Mariana? Zi tot. Da. Epilat la bărbați. Inghinal. Ceea ce nu fac. Hai în oră de halo, oprește-te. Uite-l pe ăsta, dă-l afară. Păi nu stai, nu. O cerere care ai și făcut, nu, nu faci. Dar ți se cere așa ceva? Mi s-a mai cerut. Da, epilat la bărbați în general, nu neapărat inghinal. Da, fac la bărbați, pe picioare, pe braț, pe piept, pe... Oriunde... Dar se cere? Da, da, bineînțeles. Da, avem piese care fac picioare la concursuri. Și atunci e obligat. Da, dar nu așa în viața de zi cu zi să fie epilat. Da, sunt care se fac la metrosexual zile, la... sau ce? Nu neapărat. Așa e modelul. Da. Suntem noi mai învechiți, bă, colegi. Da. Suntem cu altă generație, da. Adriana? La tine nu poți să epilezi, că-ți ia cu pele cu tot. Acum crește parul pe tine. Adriana, tu? A, la mine altceva. În legătură cu manicura și pedicura, chiar am avut un client care i-a pus cineva gel. Bărbat? Da, la mâini și la picioare. Și după ce a avut o unghie crăpată, care deci a degradat unghia, o unghie, da, a trebuit într-adevăr să-i fac o extensie din gel pentru a, să zic, a repara cât de cât unghia ca să poată să... Îți dai seama câte treabă o bărbat? Deci a fost cea mai... Daniela, zi, repede, că mai avem un minut. Ați întrebat care au fost cele mai... Care te-a făcut să zâmbești. Care m-au făcut să zâmbesc, într-adevăr, nu care m-au întristat. Nu. A fost o doamnă foarte în vârstă și mi-a cerut să o tund asimetric. Fapt pentru care eu am început să zâmbesc, dar, într-adevăr, i-a ieșit foarte bine. Deci chiar i-a stat bine, pentru că avea permanent și m-a amuzat extrem de mult. Vroia să mă copieze. Simona, da, bun. Da, eu am avut o clientă care a venit aproape fără sprâncene, adică ca și firul de păr, și mi-a cerut să-i... O desenez. Da, să-i fac alt model la sprâncene. Constant, ești mai nou, dar ai avut deocamdată experiență care să te facă să zâmbești sau nu? Da, am avut o doamnă cu părul lung, ce a avut să-i se încălce părul și am tăiat părul cu o bumă de măstricare. Și Cristina, tu ce ai avut? Tu care Cristina, tu care
deci o clientă cu păr foarte puțin, care își dorea un volum extraordinar de mare. Deci faceți-mi-l mare. Și avea 4 fire de păr. Da, mulțumim tare mult. Foarte interesante lucruri. Mai vă chemăm, că e tare să aflăm. Uite, de mâine vedeți Style Master by... Nu știa nimic. Style Master by Cristina. Între 7 și 8 o să fie difuzată rubrica în fiecare vineri. Să aveți o zi frumoasă. Ne vedem mâine. Dacă vrei să te împilezi în ghinal, unde te duci? La mine. Okay.